Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la o nouă ediție Bezeilai. Invitata de astăzi este Ana Stoica, pictor, și împreună cu ea vom descoperi cât de importante sunt expozițiile în viața unui artist. Vom vedea care sunt provocările în acest domeniu, dar desigur vom vedea și viziunea ei artistică și poate spre ce inspirație se îndreaptă ea mai mult. Bună, Ana, bine ai venit și îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Bună ziua, mă bucur foarte mult să fiu aici și vă mulțumesc pentru invitație. Suntem curioși să aflăm mai multe despre pictură, deși tot am vorbit în emisiunea asta cu diferiți artiști, poate cu alți pictori, dar de fiecare dată văd percepții diferite, perspective diferite, și asta mi se pare partea frumoasă la artă, că putem vedea un singur lucru în moduri diferite. De aceea, nu știu, sunt curioasă prima dată, tu ce faci și cu ce te ocupi în ultima perioadă? Eu sunt studentă la pictură, sunt master anul 2. Momentan sunt în vacanță, dar lucrez la niște proiecte personale. Am disertația anul acesta, deci lucrez și pentru ea și am un plan să am în curând o expoziție personală. Sper că prinde decembrie sau noiembrie, dar asta nu depinde de mine neapărat. Deci ai planuri mari și ai și de lucru, mai ales că vine disertația. Și îți antrenezi cumva și creativitatea. Da. Uite, că tot am început cu creativitatea. Crezi că aceasta trebuie mereu antrenată, poate chiar și când ești în vacanță, dacă ești student încă? Da, consider că trebuie. Ca orice lucru, trebuie practică constantă, e și cu pauză, să evităm burnout-ul. Dar da, dacă nu mai faci ceva pentru o perioadă îndelungată de timp, îți ieși din mână și o să-ți fie mai greu să te reapuci de acel lucru. Și la fel și cu creativitatea, când lucrezi constant, intri într-un flow și ești creativ, dar dacă te oprești pentru o perioadă îndelungată, cel puțin așa este la mine, o să-mi fie mult mai greu să redevin creativ, adică lucrând constant, da, încep să îndepășesc nivelul de creativitate la care ajunsesem și tot așa și foarte benefic. Ok, deci este un exercițiu care nu trebuie pierdut. Poate cât de des, poate funcționează pentru tine, cât de des pictezi sau faci artă ca să nu-ți pierzi creativitatea? Eu cel mai rar de câteva ori pe lună. Ar trebui cam în fiecare săptămână, la câteva zile, chiar constant, dacă s-ar putea, câte puțin în fiecare zi, dar eu recomand și pauze, adică o zi, două, trei, fără pictură ajută. Pentru că și atunci când lucrez la un tablou, încep să vezi doar într-un anumit mod și te-ar ajuta, de exemplu, o perspectivă exterioară, adică exact. La fel, adică de aia și recomandat să iei o pauză, că atunci când revii, o să vezi cu alți ochi pictura, poți să o mai corectezi sau îți vine o idee mai bună sau o altă direcție să o duci, adică ți se întâmplă des, poate, să fii prea subiectivă cu arta ta și uneori poate chiar să te blocheze, să nu știi, ok, cum ar trebui să continui acest tablou, de exemplu, și poate cer părerea unui prieten sau în familie, unui coleg, și atunci ideile tale parcă îți vin din nou și știi cum să continui pățit, nu știu, o astfel de situație. Da, pățesc des să mă blochez în arta mea pentru că sunt și foarte orgolioasă și dacă vreau să merg într-o direcție, o țin și observ la un moment dat că nu mai merge și știu că trebuie să cer părerea altcuiva, îi cer sfatul, chiar dacă îl accept mai greu, îl iau în considerare și o să-l pun în practică eventual. Și chiar am pățit acum câteva luni, tot așa luasem o pauză de la pictat și când m-am reapucat nu mai știam în ce direcție să merg. Și
Am încercat eu să pun prea multe elemente, m-am aglomerat și n-am știut cum să ies din aia. Și am cerut sfatul unei prietene și mi-a spus că ar trebui să încep cu cât mai puțin și apoi să ajung la cât mai multe elemente și că nu ar trebui să le pun pe toate deodată, pentru că mie așa îmi place. Tot ce îmi place să fie acolo, dar... Mm-hmm. Și am luat sfatul ei în considerare și m-a ajutat foarte mult. Adică... Mm-hmm. Deci este benefic să cerem, da, și o părere din exterior? Dar persoanelor din domeniu care, mm-hmm, au idee, adică dacă îi ceream altcuiva care nu are idee, m-ar fi putut îndruma greșit. Adică, mm-hmm, și de asta ar trebui să ținem cont, după părerea mea. Desigur, acum... Pot și eu să-mi dau cu părerea, dar nu știu exact cum este tot procesul acela de la, da, începutul unei idei și până la sfârșit, când aduce o operă de artă în fața oamenilor. Și clar, este important să avem pe lângă noi și persoane din domeniu. Cred că asta e un aspect foarte important, de fapt. Foarte, foarte important. De ce crezi acest lucru? Cum poate ajuta poate un artist să evolueze dacă se înconjoară de persoane care cunosc domeniul sau poate care sunt pasionate, care sunt deja de câțiva ani poate în acel domeniu? Cum crezi că îl poate ajuta? Pentru că eu sunt sigură că sunt multe persoane la început de drum și nu știu exact cum ar trebui să procedeze și să ia toată această viață de artist. Dacă vorbim despre studenție, la început, cel mai bine asculți de profesori, cum te îndrumă ei, chiar dacă nu te duc în direcția în care vrei tu să mergi, poți avea impresia la început că îți știi drumul și că ți-ai ales deja calea, așa vrei să ai stilul tău propriu, dar cel mai bine este să experimentezi cât mai mult și să te lași ajutat de către profesor la început, iar apoi peste câțiva ani, poate chiar colegi, când și ei au practicat mai mult, au făcut mai mult practică, uh-huh, și au devenit și ei mai buni și și-au format ochiul ca să poată să îți vadă greșelile și să le observe și point them out. Exact. Adică, da. Uh-huh. Deci ar trebui să ascultăm poate anumite critici uneori, chiar dacă, așa cum ai zis și tu, vrei, nu vrei, uneori le iei și mai rău, da, sau durează ceva timp până să te obișnuiești că, ok, a fost un sfat bun, ar trebui să îmi calc pe orgoliu sau să îmi calc puțin peste idee și să aduc îmbunătățiri operei mele de artă, pentru că doar așa poți evolua. Dar poate ai avut situații când ai pictat foarte mult și la sfârșit nu-ți plăcea ce a ieșit, nu-ți plăcea ideea finală a picturii tale? Da, pățeam mult la început, uh-huh, dar mi-am schimbat mentalitatea. Acum nu mai caut să fac după rezultatul din capul meu. Ci eu să merg în direcția aceea, dar ce iese, iese și dacă nu sunt mulțumită, pot să mai intervin, dacă nu, o las așa și sunt mândră de cât am reușit să fac și pentru că am terminat lucrarea. Da. Pentru că îți vine de foarte multe ori să te lași de o lucrare, ori te inspiră altceva și vrei să începi altă lucrare, ori pur și simplu mai știi ce să faci sau te-ai plictisit, adică... Da. Și ăsta e un pas, să termin o lucrare. Uite, și la polul opus ar fi, poate... Au fost situații în care te așteptai să iasă prost și de fapt a ieșit cea mai frumoasă, da, lucrarea ta? Da. Chiar am pățit. Am început... Mi se întâmplă lucrări să le încep foarte random. Așa, să mă zgâlesc, uh-huh, și parcă vreau să încep să mai detaliez și tot încep, tot lucrez. Și mi-a ieșit ceva la care nu mă așteptam să-mi iasă. Adică învăț din asta și chiar o iau ca pe o metodă pentru că nu știu ce să fac. Adică vreau să încep o lucrare, nu știu ce subiect să abordez și tot așa încep să schițez ceva până mă duc într-o direcție. Uite, este o metodă interesantă de a lucra. De aceea mă întreb, pentru tine funcționează mai mult să fii spontană sau să-ți plănuiești ceva și mai apoi să te apuci de pictat? Ambele și depinde de situații.
Câteodată mă ajută foarte mult să nu mă gândesc deloc și doar să pictez acolo, să mă prefac că știu ce fac, chiar dacă n-am mai făcut, să spunem, o textură anume înainte. Eu mă pun acolo, fac, pictez și văd cum iese. Adică câteodată e mai bine să faci din instinct, cum te poartă mâna, dar alteori e mai bine să gândești totul dinainte și te salvează de multe retușuri, cel puțin pe mine. Adică, da, stăteam și bănuiesc că e destul de greu să retușezi o pictură. Sau depinde de material? Da, depinde. Eu lucrez în acrilic, la mine nu e neapărat problemă, dar ia foarte mult din timp, adică puteam să fac ceva într-un sfert de timp decât de 4 ori mai mult. Uite, asta e bine de știut. Și atunci mă întreb, poate la început de drum e mai bine să mergi pe ceva planificat? Și mai apoi poate să te bazezi și pe ceva spontan, să-ți aduce cea spontaneitate în lucrările tale? Da, chiar e recomandat la început să-ți faci lucrările cu cap, pentru că atunci cumva îți formezi bazele și îți formezi și mâna, iar apoi mai târziu în timp o să îți vină totul natural, adică chiar dacă o să pictezi la nimereală, măcar o să fie corect pentru că ai ochiul format, cumva... subconștientul tău te duce și... Exact. Memoria musculară pe care deja ți-ai format-o. Exact. Te ajută foarte mult. Ajungi la un moment dat când poți picta orice doar din imaginație, pentru că, din câte am înțeles, este destul de greu și îți trebuie exercițiu să pictezi, nu știu, un obiect sau un animal sau o plantă doar din imaginație. Poți ajungi să faci asta, mai ales dacă, să spunem, luăm exemplu cu planta, ai pictat foarte multe plante. Da. Deja nu mai trebuie să te uiți, cam știi cum vin frunzele sau cum se suprapun. Mi-am pierdut ideea. Deci poți ajunge să pictezi în imaginație dacă faci mult exercițiu. Da. Cumva trebuie să faci un studiu pe ceea ce vrei tu să pictezi? Da, ar trebui. Adică ar fi indicat să faci cât mai corect. Ok. Ce voiam să spun înainte? E că poți picta și din minte, fără să fii pictat foarte mult, să spunem, o plantă anume, dacă ai memorie vizuală foarte bună. Adică atunci chiar că... ți-e mai ușor să vizualizezi cum ar trebui să vină, mai ales dacă ai surprins tu cu ochiul niște detalii, să spunem, la mânecă care ar veni puțin în jos și apoi curbat. Dacă n-ai fi observat detaliul ăsta și ai fi încercat să faci diminte, ai fi făcut direct curbat, nu și în jos, adică și altfel se vede, altfel... Cumva asta ar trebui să fie o trăsătură, nu știu... proeminente la un pictor, la un artist care lucrează cu arta, să fii atent la detalii, să ai, nu știu, memoria vizuală antrenată? Da, ar fi un bonus foarte mare. Da. Ok. Deci asta e bine. Deci persoanele care au memorie vizuală au un avantaj dacă vor să se apuce de pictură. Dar uite aici, la partea cu pictatul a ceva din imaginație, există și cumva o discuție. Este bine să pictezi după referințe sau nu este bine? Este bine să copiezi ceva sau nu? Tu ce crezi? La început e bine să copiezi. Te referi la alte picturi sau în natură? Chiar și la alte picturi sau lucruri. Te uiți la o altă pictură și încerci să o reproduci. Te uiți la un obiect și încerci să-l reproduci. Nu e greșit atâta timp cât nu ți expui lucrarea aia cu numele tău, când tu ai venit cu ideea. Adică este chiar indicat, de exemplu, aș vrea să pictez ca Van Gogh, dar nu știu, dacă încerc eu din imaginație nu-mi iese, nu înțeleg. Așa pot să pun lucrarea lui în față și... să încerc să imit tușile și cumva înțeleg și procesul lui și pot să fac după aia picturi în stil Van Gogh și să nu fie picturile lui. Adică îi în regulă, așa e și recomandat. Mai întâi înveți să le faci corect. Și apoi... E o perspectivă interesantă.
Că până la urmă, vrei, nu vrei, te inspiri. Ba da. De la un artist, ba de la un obiect, ba, nu știu, ai văzut tu ceva acum câțiva ani și cumva le combini. Uh-huh. Le combini pe toate. Poate să creezi un stil, cum ai spus și tu, poate o să faci lucrări în stil Van Gogh, doar că o să fie ale tale, nu o să fie da. Copiate după ale lui. Tu ai un stil anume sau te regăsești mai mult spre un mod de a picta? Nu consider neapărat că imit vreun stil, da. Dar lumea îmi spune că îmi recunoaște picturile, deci orice uh-huh. aș face înseamnă că am un stil. Dacă ei îmi recunosc pictura, înseamnă că uh-huh. tușele mele sau cum așez eu obiectele în pagină îs asemănătoare, adică exact. Sigur am un stil atunci. Chiar auzeam percepția asta, cum că chiar dacă ar face trei persoane, ar începe să picteze același lucru, nu are și la fel, pentru uh-huh. că avem stilul nostru propriu prin care desenăm o linie, trasăm un cerc, uite, desenăm o casă sau și așa mai departe. Și chiar dacă noi nu-l observăm, cei din jur văd că, ok, ăsta e stilul tău caracteristic. Tu faci linia așa sau tu mergi spre picturile de genul acesta. Uh-huh. Și am văzut aspectul ăsta mai ales la artiști, la pictori, văzând mai multe tablouri. Dar nu știu, te-a inspirat cineva sau te inspiră ceva atunci când alegi să faci un tablou, când alegi să faci o pictură? Eu nu prea caut să mă inspir de la alți artiști. Uh-huh. Îmi place să vină tot de la mine și să vină în stilul meu. Mă inspiră din foarte mult din nostalgie, în sensul că să spunem că privesc o clădire și bate lumina de apus pe ea. Îmi trezește un sentiment de nostalgie și parcă mă inspiră să încep și eu să pictez clădiri la apus și chiar să o duc în altă zonă. Ok, mi se pare foarte interesant. Deci nostalgia cumva se regăsește în picturile tale și poate fi o temă predominantă. Da. Pentru că noi din exterior stăm și analizăm oare ce a vrut să zic autorul. Oare spre ce direcție a vrut să duc această pictură. De multe ori te gândești la un mesaj atunci când pictezi sau sunt și, nu știu, dăți sau perioade când doar pictezi. Vreau să pictez asta, nu am un mesaj anume, dar vreau să pictez asta. Ambele? De multe ori caut să aibă o logică lucrările mele. Uh-huh. De cele mai multe ori pun elementele să aibă anumite conexiuni, adică rar fac ceva să n-aibă sens, uh-huh. să fie doar așa. Și atunci când fac ceva să fie doar așa, de obicei pun elemente care îmi plac. Și parcă îmi vine să le fac o leacă mai ciudate, să schimb culoarea. De exemplu, la pictura asta uh-huh. am făcut-o înspre roșu, adică ea era maro. Ok. Și apoi îmi dau seama, după un timp, când revăd lucrarea, că, de fapt, reprezintă momentul ăla din viața mea și mă simt de parcă mi-am prezis cumva viitorul, pentru că are logică. Cea mai recentă este un tablou cu sirena, da. În care, chiar acesta, este o sirenă și, adică lucrarea văzută da. La lumină naturală este o sirenă întinsă. Uh-huh. Când stingi lumina, o să se vadă că este un schelet uman. E wow. făcut cu acrilic fosforescent. Wow. Și inițial, când am făcut asta, am spus ce tare ar fi și macabru să vadă lumea că de fapt e un corp uman prins într-un corp de sirenă, adică ce s-a întâmplat. Da. Și apoi, mai târziu, am adăugat și un pește. Uhum. Care și el, când se stinge lumina, are o bucățică de os, cum ar veni. Ce reprezenta era ultima mea relație în care mie mi s-a părut că s-a întrerupt prea brusc și cumva era procesul de fuziune. Femeia devenea pește și peștele devenea om. La lumină se vede că sirena devine
adică femeia devine sirenă, deci cumva a fost afectată de pește, dar doar la exterior. Pentru că atunci când stingi lumina, să vezi că tot o ființă umană a rămas, adică nu s-a transformat de fapt în pește. În schimb, la pește pare că nu l-a afectat nimic și când stingi lumina, vezi că are o bucată din scheletul femeii. Uh-huh. De fapt, l-a afectat. Adică... Deși nu se vedea lucrul acesta. Da, da, da. Wow, uite ce mesaj vezi, se află în fața unei picturi la care nu te așteptai. Eu nu mă așteptam să fie mesajul ăsta, povestea. Că de multe ori se creează așa o mică poveste în jurul unei picturi sau unei opere de artă și asta mi se pare fascinant. Trebuie să ai imaginație, trebuie să fii și observator, poate să știi, să-ți împărtășești, uite, emoțiile, sentimentele tale, experiențele tale din viața personală. Mi se pare și un curaj să-ți dai cumva așa pe tavă sufletul, că până la urmă asta fac artiștii. Da, devii vulnerabil în fața celorlalți. Exact. Cumva pe tine asta te-a atras sau te-a speriat atunci când ai intrat de-a binelea în lumea asta a artiștilor și ai înțeles că, ok, eu s-ar putea să-mi ofer și o parte din sentimentele mele, din experiențele mele, poate mai bune, mai puțin bune. Te-a speriat acest lucru sau ai îmbrățișat așa această experiență? Prima dată mi se părea foarte appealing. Ideea asta, pentru că ce mă face fericită îmi place să împărtășesc și cu ceilalți. Și deci mi-ar fi plăcut să împărtășesc cu ceilalți ce mi s-a întâmplat în viața mea sau ce simt eu. Dar după când am început să mă închid mai mult în mine, să dau ceva pe tavă oamenilor despre mine, care voiam să rămână secret, deja aici devine o leacă mai înspăimântător, dar... Sunt dispusă să fac asta, nu toți ori să înțeleagă ce am vrut să spun oricum cu lucrarea, doar cei care mă cunosc. Dar... Poate unii se vor regăsi, alții nu se vor regăsi în lucrare dacă ajung să afle povestea din spatele ei și este perfect în regulă să nu ne regăsim în toate mesajele. Dar sunt sigură că de fiecare dată, chiar dacă nouă ni se pare că nu avem nimic de spus, poate povestea noastră nu se va regăsi nimeni în povestea noastră, ba chiar din contra, mereu va fi cineva care gândește ca tine sau poate a experimentat ce ai trăit și tu. Și uite, am ajuns la această discuție despre mesajul în operele de artă. Tu crezi că este totuși necesar să fii acolo, mai ales atunci când ai o expoziție? Să ai o expoziție cu un mesaj, poate să transmiți ceva în care se regăsesc mai mulți oameni? Nu mi se pare neapărat necesar să incluzi lumea în arta ta, adică asta cumva mă duce cu gândul că ar trebui să faci artă pentru ceilalți decât pentru tine. Mie cel puțin mi se pare foarte important să fac artă pentru mine. Să fac ce simt, nu ce vor alții. Se pot combina ambele, dar din experiența mea iese foarte prost. Nu iese nimeni mulțumit, nici publicul, nici tu. Exact, exact. Crezi că un artist ar trebui să-și facă o expoziție sau să lucreze la o expoziție atunci când simte el că are ceva de oferit? Sau pur și simplu ar trebui să facă o expoziție că trebuie să fie prezent aceasta în viața lui de artist pentru a se face cunoscut? Și trebuie să stea un pic, să se gândească la o temă, la ceva pe care să-l ofere oamenilor? Expozițiile sunt foarte importante, bineînțeles că nu ești obligat, nu te obligă nimeni ca să le faci, dar în primul rând cam asta trebuie să faci tu în cariera ta de pictor, cel puțin, pentru că expozițiile astea o să le ai la CV, arată activitatea ta din ultimii ani și te ajută foarte mult dacă vrei să aplici pentru un proiect sau pentru o bursă anume. De obicei e bătaie foarte mare pe locurile astea și cu cât ai mai multe și mai calitative, adică degeaba ai foarte multe și în același loc, de exemplu, dacă unul vine cu
doar 4 expoziții, dar una este în altă țară, una este în alt oraș, una este la o galerie mai mare. Celălalt se întreacă. Okay. Da. Ok, deci contează și unde ai expozițiile. Da, e foarte recomandat să ai în mai multe orașe, dar dacă se poate și în alte țări, e și mai bine. Adică asta chiar te ridică peste ceilalți. Uh-huh. Uite, am auzit că sunt anumite burse, într-adevăr, am auzit că sunt rare, dar sunt anumite burse în care mergi într-un stagiu creativ și trebuie să creezi poate pe o anumită temă dată de țara respectivă, de locul unde mergi. Și stai acolo, nu știu, ori câteva săptămâni sau câteva luni și stai cu mai mulți artiști. Pe tine te-a tentat vreodată o astfel de oportunitate? Da, este exact ce vreau să fac. Visul meu este să călătoresc, să cunosc culturi, noi oameni, noi... să pictez și să fiu plătită pentru asta și o bursă de cercetare ar fi chiar, chiar perfectă, adică însumează tot ce vreau. De obicei să aleg aceste teme pe care să le studieze cei veniți în stagiu, nu știu, cu anumită însemnătate sau poate vor să fie studiată acea temă în care trebuie pictată? Din ce știu eu, trebuie să propui tu o temă de proiect. Okay. Dar da, trebuie să fie cercetată, trebuie să fie făcută cu cap, e multă muncă, dar la sfârșit o să fii mândru de tine, o să mai ai ceva. Mi se pare nu mai câștig din asta. Clar, chiar mi se pare o experiență minunată și ar trebui să fie încurajate cât mai multe burse de genul acesta, pentru că artiști sunt, persoane creative sunt, care au atâtea idei de oferit. Poate care ar fi pașii să aplici la un astfel de stagiu, din câte ai văzut sau din câte ai aflat până acum? Este greu sau este ușor? Este ușor să aplici, dar e greu să fii ales, pentru că, din nou, trebuie să ai activitate. Unele mai cer și să cunoști o limbă străină, dacă vrei să mergi în Italia, de exemplu, trebuie să știi italiană de B2. Trebuie să vii cu un proiect foarte bun, adică degeaba ai activitate multă și cunoști limba dacă nu propui un proiect bun pe care nu ți-l acceptă ei, adică e foarte greu. Deci sunt câteva criterii pe care trebuie să le îndeplinești totuși, trebuie să ai o anumită experiență, trebuie să ai și expoziții ca să aplici la un astfel de program? Da. Te ajută foarte mult dacă ai expoziții personale și cele colective contează, dar cele personale chiar te ridică. Ok. Uite, pentru că eu auzeam și problematica aceasta, acum că sunt foarte mulți artiști, dar nu mulți fac expoziții, nu mulți se expun, de fapt, ăsta e cuvântul cel mai potrivit, și aleg să facă artă doar pentru ei, poate o mai postează din când în când pe social media și atât. Tu ce părere ai despre această problematică? Crezi că un artist poate avea succes și dacă nu face expoziții și dacă stă doar așa pe social media? Poate mai vinde un tablou, nu știu, poate într-un atelier de creație, dacă are noroc, nu știu, sau dacă are spațiul necesar, de fapt? Asta sună ca o șansă de 1 la 1 milion. Dacă ești tu ăla norocos, te descoperi cineva. În general, artiștii vizuali sunt introverți și ies mai greu, adică plecă mai greu pentru proiecte, poate din cauza anxietății sau aroganță sau cine știe ce motive mai sunt, dar în general nu prea aplică și asta îi trage foarte mult în jos pentru că tu trebuie să te pui out there și să te duci din proiect în proiect, să auzi oportunități. Și eu înainte nu prea participam până o asistentă de la un facultate mi-a dat sfatul ăsta că ar trebui să mă bag eu în proiecte, să caut singură, să mă responsabilizez cum ar veni și l-am luat și pot să spun că e cel mai bun sfat pe care l-am primit vreodată. M-a dezvoltat foarte mult și pe plan personal, adică e foarte benefic. Eu aș încuraja artiștii să cumva să-și ia destinul în propriile mâini și să nu aștepte să fie descoperiți, pentru că asta nu o să se întâmple. E
ori ești norocosul ăla, dar de ce să te riști? Mai degrabă faci tu cu mâna ta și știi că ajungi. Și din contră, te ridici și chiar de acolo ai mai multe șanse să te observi cineva și să te aleagă și să te sponsorizeze și așa. Clar. Se mai aplică în prezent să fii descoperit de cineva? Poate în trecut era, nu știu, acum câțiva zeci de ani buni, poate era un lucru că nu erau mulți pictori sau poate nu erau mulți care aveau șansa să meargă spre un domeniu artistic și de asta era mai ușor să fii recunoscut. Dar în prezent se mai aplică să fii, poate, recunoscut de cineva, să ți se oferă o oportunitate mare doar pentru că te-a văzut el undeva sau a văzut pe social media o lucrare de la tine? Din ce știu eu, e posibil, dar din nou nu e ceva pe care să te bazezi. Clar. E ceva foarte imprevizibil. Foarte. Ok, deci ar fi necesar, poate, chiar important, să te ocupi de viața ta de artist, să te ocupi de lucrări, dacă vrei, desigur, să continui pe acest drum. Și vorbeam noi de importanța expozițiilor, dar poate care sunt pașii pentru a ajunge să ai o expoziție? Câte lucrări trebuie să faci? Sunt anumite condiții pe care trebuie să le respecti? Da, primul rând contează și sala în care o să expui. Dacă este mai mică, poți face mai puține lucrări, dar să fie pe dimensiuni mai mari. Dar în general trebuie măcar 10 lucrări pentru o expoziție, iar pașii sunt... Să mergi la galeria respectivă, să aplici cumva, adică la fiecare galerie se face un program pe următorul an. Și pe tine o să pună pe data anume, adică nu pe care o alegi tu. Trebuie din nou să propui tot o temă, un proiect, adică când expui, lucrările trebuie să aibă fiecare câte un înțeles pentru sine, dar și împreună trebuie să fie oarecum asemănătoare. Adică nu poți pune animale într-o parte și acolo un om dacă n-au o legătură între ele. Da. Contează foarte mult și e foarte mult de muncă, pe lângă pictatul lucrării și gânditul la temă și în fine. Este și panotarea și aceea trebuie gândită foarte mult, adică nu poți pune o lucrare una lângă alta și gata, este expusă. Trebuie să fii puțin, să fii creativ, adică da. La o expoziție, la expoziția mea personală am fost ajutată de o asistentă. Și ea, de asistenta de la facultate și ea a venit cu o idee super, să punem un tablou normal, apoi unul mai cât și apoi două unul lângă altul. Adică era, nu era deloc plictisitor. Când intrai nu vede doar tablouri expuse, ci era... avea un demers, adică era... Era o călătorie, o experiență pentru cei care intrau. Da. Apoi după panotare, mai urmează și vernisajul, îți închiriezi un curator. Care să vorbească pentru tine, să te prezinte, da, să vorbească despre expoziția ta, despre tema aleasă. Că se face și un eveniment, cum ar veni. E foarte mult de muncă, dar se merită, din nou, pentru CV, pentru tine, o să fii foarte mândru, adică e ceva mare să expui. Exact. Și să ai un eveniment doar pentru tine și arta ta. Da. Și eventual să fie și un public care vine, poate îți pune întrebări, este curios să afle ce a fost acolo, ce ai gândit atunci când ai pictat acele lucrări. Sau îți pun perspectiva lor. Exact. Cred că se întâmplă asta de multe ori, că tu îmi spuneai că ai mai avut expoziție, ai mai avut și o expoziție personală. Ți s-a întâmplat să vină la tine și să-ți spună perspectiva lor sau de obicei vin și te întreabă pe tine ce ai vrut să spui prin această lucrare? Care este mesajul din spate? De obicei mai sunt întrebată dacă am pus anume un element cum l-am pus. Mai dau și perspectiva lor. Ai vrut să spui chestia asta prin lucrarea ta, nu? Și eu sunt, da... Ești pe aproape, dar nu e chiar asta. Ok, deci sunt și situații de genul acesta. Dar mai spuneai tu de curator.
că poate trebuie să închiriezi un curator, să vină, să îți descrie proiectul, să te prezinte pe tine. Uh-huh. Este necesar sau poți avea și o expoziție fără curator în care prezinți tu și discuți tu despre arta ta? N-ar fi recomandat dacă vrei să faci asta. Adică la vernisaj, vernisajul este deschiderea expoziției. Uh-huh. Vine lumea, îi servești cu vin, este curatorul care vorbește despre tine și despre arta ta, dar după aia îți oferă și ție șansa să vorbești tu, dacă mai ai de adăugat sau să... Ah, ok, deci poate fi o completare între tine și curator, nu e neapărat doar el să vorbească și tu să stai. Da, până la urmă expoziția. Da, uite, de asta mă gândeam, că poate unii oameni ar prefera să audă artistul în sine, cum își descrie poate opera de artă, decât să audă pe altcineva. Dar mi se pare o metodă foarte bună să cumva să te completezi, că desigur sunt și emoții acolo implicate pentru artist. Mai spune și tu că majoritatea artiștilor poate sunt puțin introvertiți și atunci trebuie să-ți iei de undeva curajul, să ai pe cineva care să te susțină. Dar uite, sunt câțiva pași pe care trebuie să îi îndeplinești pentru a avea o expoziție și chiar tu îmi ziceai că te pregătești pentru o viitoare expoziție personală. Ne poți spune poate care este tema sau la ce te-ai gândit sau încă e un mister? Pot să dau câteva detalii. Să ne faci curioși. Chiar este vorba despre mister în expoziția mea. Vor fi ca tehnică. Lucrările vor avea un fel de indiciu care nu este observabil din prima, cum a fost tabloul cu sirena. Okay. Puteai să observi ce era ascuns când închideai lumina și vedeai că de fapt era pictat cu acrilic fosforescent. Și după ce ai văzut aia, poți observa în continuare în tablou, chiar și la lumină naturală, că este observabil scheletul de om, adică cumva la prima vedere tu nu o să-ți dai seama ce trebuie să vezi, indiciul. Exact. Dar după ce aplici, după ce te uiți printr-un anumit filtru, bine, pe care o să-l dau eu, o să vezi. Și toată ideea este că tu ești un detectiv și trebuie să rezolvi un caz. Și toate indiciile alea până la ultimul tablou o să-ți spună cine este, dacă este criminal, dacă s-a comis o crimă sau dacă va fi altceva. Tu la sfârșit o să ai o idee ce s-a întâmplat și e cumva și interactiv. Da. Adică chiar mi se pare foarte interesant. Chiar e o idee foarte bună să implici și omul, persoana care vine să-ți viziteze operele de artă, nu stă plictisit, poate îi mai fuge mintea, nu știu în ce parte, când este descris tema aleasă. Și este implicat, cumva este chiar ca un joc, cum ai zis și tu, e interactiv. Da. Îți este greu să duci această idee la bun sfârșit? Ai întâlnit poate provocări pe parcursul lucrărilor până acum? Da, sunt provocări. În spatele lor stă o poveste. Eu trebuie să o spun prin tablouri, dar nu trebuie să o dau motamo. Așa că eu trebuie să găsesc modalități să o fac oarecum, adică să-și dea lumea seama, dar să nu fie chiar verde față. Da, exact. Asta se întâmplă. Da. Ok, mi se pare o treabă destul de grea de făcut. Da. Mai ales să transpui asta într-o întreagă expoziție, să fie și interactiv. Oh, și să duci la bun sfârșit și tema principală, care este misterul. Și atunci mă face să mă gândesc poate de ce ai ales misterul ca temă principală. Te pasionează cumva lucrurile duse spre această direcție? Da, misterul este lucru care mă inspiră cel mai mult, adică îmi place cel mai mult să pun, adică să... În general, ești atras de necunoscut, da. Vrei să cunoști oare ce se întâmplă în spatele lucrului. Chiar și când văd pe stradă o clădire abandonată, de exemplu, și dărăpânată, îmi place să-mi imaginez ce se poate întâmpla acolo. Pentru că e părăsită, ai spune că da, nu se mai întâmplă nimic.
Dar e fain să îți pui creativitatea la muncă. Da. Și să-ți imaginezi cum ar fi, vine un grup de prieteni și fac ritualuri sau o societate secretă sau ceva. Adică, se pare mult mai interesant și efectiv ești captiva de mister. Vrei să vezi ce se întâmplă. Chiar dacă ar fi un lucru banal, faptul că nu știi și ești hooked ca să vezi, exact. Face totul mai entuziasmant, ca să zic așa. Exact. Cumva pui o altă lume deasupra acesteia. Da. Desenezi, pictezi o altă lume deasupra unui, uite, că tot ai zis, o clădire pe care noi o vedem cumva, dar tu poate mai adaugi anumite idei și faci o poveste întreagă. Și deja am aflat că îți place să pictezi, poate, clădiri, arhitectură. Îți place să pictezi și persoane sau spre ce direcție îți place ție să mergi mai mult? Îmi place să pictez, dar și figurativ. Nu am neapărat o direcție. Adică, bine, în general îmi place să pictez mai mult figurativ decât abstract. Deci vor fi și personaje umane, și clădiri, și peisaje. Dar nu-mi place să le fac doar să fie acolo, doar un om. Adică, da. Lucrările mele se poate observa doar un peisaj sau aici, doar o persoană. Dar nu este doar o persoană, nu este doar un peisaj. Eu am gândit ceva în spate, mie îmi spune ceva. Din nou, e mai mult ceva nostalgic pentru mine, redau nostalgia. Și tabloul poate fi înțeles doar de persoanele care mă cunosc, care știu cum gândesc și cum văd lucrurile. Sau poate să-ți inspire ție altceva, adică, da. Cu siguranță. Artistul, cum am mai zis, este mult mai conectat la ce se întâmplă acolo. El a gândit cum să fie pus, poate, un obiect, o persoană și așa mai departe. Dar am văzut că ai făcut și autoportret. Nu știu, este greu să faci un autoportret sau este mai ușor să te pictezi pe tine decât pe ceilalți sau ceva ce ți-ai imaginat? Mie, sincer, nu mi se pare nicio diferență. Tot o figură umană este, da. Adică chiar dacă ești tu, dacă te desenezi pe tine constant, deja te poți desena din minte, adică îți cunoști trăsăturile. Uite că mie mi se pare destul de greu că noi poate ne vedem uneori într-un alt mod față de cum ne văd ceilalți. Da. Și atunci suntem foarte subiectivi, poate uneori avem anumite insecurități, ori le retușăm sau le accentuăm pentru că vrem să transmitem un mesaj anume. Dar, nu știu, nu este mai ușor să te uiți la altcineva și să-l pictezi? Din perspectiva asta ai putea spune, da, mai ales dacă este o persoană necunoscută total. Da. Îl desenezi fix cum îl percepi din prima, adică nu proiectezi nimic pe el. Adică pe un prieten, dacă tu îl cunoști într-un anumit fel, să spunem, mai energic, ai face tu un detaliu ca să fie mai energetic. L-ai face mai colorat, mai ca să transmiți asta. Exact, uite, și ai adus în discuție și tema culorilor. Cred că e foarte importantă pentru rezultatul final. Da. Pentru ce culori optezi sau poate ai o anumită paletă de culori mai închise, mai deschise, pentru care preferi să optezi? Mie, în general, îmi place să optez pentru culori complementare, adică ori fac o pictură albastru-oranj, ori o fac roșu-verde, ori violet galben, sau îmi place să pun toate culorile, deși asta nu e recomandat, nu prea. Ok, dar cred că ar putea ieși o lucrare destul de interesantă și cu toate culorile, adică da. Sunt atâtea idei expuse în prezent, deși te gândești că nu mai poate fi făcut nimic nou, nu mai pot fi impresionat de nimic, apoi mai vezi o lucrare și chiar ești impresionat. Uite, chiar și cu ideea ta de expoziție. Eu nu am mai auzit de o astfel de expoziție. Probabil au mai fost sau nu. Nu știu, dar pentru mine, uite, este ceva impresionant. Și chiar aș vrea să particip la această expoziție. Poate pe ce dată va fi? Știi deja sau încă nu s-a discutat?
Aici nu depinde de mine. Trebuie să descol la începutul lui octombrie și apoi mi se va da mie o dată. Din nou, cum am spus, când aplici pentru o galerie, adică vrei să îți închiriezi pentru o anumită dată să-ți pui expoziția, îți dau ei în funcție de cine s-a mai scris sau de ce evenimente mai au ei. Cumva depinde și am să aflu în octombrie. Și te mai spuneai tu că acum te pregătești și de dizertație, da. Mai specificat la început de interviu. Și mă întreb, nu este greu totuși să te împarți și între expoziția personală și între dizertație? Ba da, este. Dar sunt foarte ambițioasă și când mă pun să muncesc cu 3 oameni, deci nu-mi fac griji că n-aș face față. Mi-aș lua burnout, cu siguranță, dar aș considera că se merită, pentru că îmi doresc foarte mult o expoziție personală și îmi doresc și dizertația să fie de calitate, adică nu doar expediată sau doar să spun că am făcut dizertație. Da, am terminat și masterul, gata. Nu, vreau să fiu mândră să, când mă întreabă cineva să spun, a, uite, am făcut aia cu ideea aia și... Vrei să termini în forță așa masterul și cu expoziție personală și cu dizertația, gata. Dar uite, dacă tot am vorbit de expoziție, știm cam spre ce direcție mergi, ne-ai făcut curioși și sunt sigură că și la dizertație trebuie să faci o lucrare practică. Acolo te-ai gândit deja spre ce direcție vrei să mergi? Da, dizertația la noi constă în a face o serie de lucrări, de a aborda o temă și de a cerceta și a vedea cum a fost abordată acea temă în istoria artei. Eu am ales să fac despre astrologie, impactul astrologiei în societate. Tema pe care, adică cum abordez această temă, am să plec de la cum este percepută în ziua de astăzi. Este percepută foarte superficial, este mai mult folosită ca scop de entertaining, în fine, îi foarte distractiv să citești pe scurt despre tine și așa, dar e mult mai mult, adică este, până la urmă, are ani buni, adică era folosită și de, nu știu, strămoșii noștri, această... Da, dar era și acest domeniu predată la Academie, adică era considerat o știință înainte. Acum e considerată pseudo-știință pentru că nu e demonstrată științific. Eu consider că, adică nu o face neapărat mai puțin adevărată, consider că nu s-au găsit instrumentele potrivite ca să fie demonstrată, adică... Da, mai când aduc vorba de astrologie într-o discuție, instinctul celuilalt, cum l-am avut și eu acum câțiva ani, era a crezi în prostiile alea de soli și nu știu ce. Și îi se pare, cumva te consideră nebun dacă crezi sau nu știu ce, dar și înainte, când nu au fost demonstrate multe lucruri, erai considerat nebun că credeai în ele. Exact. Și acum sunt demonstrate și acum nu mai ești nebun. Așa consider că e cazul și cu astrologia, încă nu s-a găsit instrumentul potrivit să fie demonstrat științific. Foarte. Mai ales că este un domeniu foarte complex atunci când ajungi să cunoști mai multe, să te interesezi că nu este vorba doar despre zodia ta, ci doar despre o zodie și atât. Și da, poate fi și dusă spre partea aceea în care ne distrează să citim ceva despre noi. Poate chiar ne măgulește, știi, când spune ceva de bine. Sau ne ridică self-esteem. Exact. Dar nu știu, de unde a venit această idee? Ce te-a inspirat să mergi spre astrologie? Ți-a plăcut dintotdeauna? De fapt, ai zis că acum câțiva ani nu ai fi crezut nici tu. Chiar recent a început să mă pasioneze din toamnă. Căutam să mai fac teste de personalitate sau să mă mai citesc și eu despre mine cum ar veni. Și mi-am dat seama că stai așa, dar astrologia vorbește despre tine, ia să citesc la mine ce îmi spune. Și ca să dau un exemplu, eu sunt vărsător. Mie îmi scria că sunt o fire care alege
fix ce nu alege nimeni, că este umanitar, se gândește la celelalte persoane, vrea să fie, să iasă în evidență, să fie el original. Și așa am fost de mică, toată viața, adică mod de scris atât de bine încât am zis, stai așa. Și tot căutând, în fine, aflând mai multe, m-am regăsit și mai mult. Și eu sunt o persoană foarte logică. Și dacă nu mi se părea... Adică, dacă, relevant, da, cumva, exact, pentru tine. N-aș mai fi crezut, adică aș fi zis, da, e doar așa de entertainment. Dar nu, adică chiar mă pasionează tocmai, pentru că pot da relate. Și chiar și când mai ascultam... mai sunt pe YouTube care îți descriu cam ce o să ți se întâmplă ție. Eu vreau să spun că m-am regăsit complet, fix pe data aia mi s-a întâmplat așa. Dar au fost cazul la mine, nu la toată lumea, pentru că și aici contează mai mult decât doar zodia ta. În fine, mi se pare un domeniu foarte complex și mi se pare atât de fascinant. Din nou, plin de mister, adică... Ok, uite, deja am aflat ceva, cumva o direcție a ta, cea spre mister, chiar dacă... Poate acum câțiva ani nu ți-ai ales tema asta neapărat, mergeai spre acest subiect. Și mi se pare interesantă și partea asta cu astrologia. Clar, poți găsi foarte multe subiecte interesante, te poți descoperi. Și tu spuneai că vrei să afli poate cum impactează viața noastră acest lucru. Și dacă ar fi să te gândești acum, nu știu, într-un mod... aleatoriu sau poate într-un mod mai ușor de zis. Cum crezi că ne influențează astrologia pe noi? Eu consider că zodiile sunt fix ca niște arhetipuri și te poți folosi de ele în interacțiunile tale cu ceilalți oameni. Nu să-i judeci, ci din contră. Am un exemplu. Voiam să vorbesc cu o colegă și nu găseam subiecte în comun. Adică orice încercam, parcă nu se ducea conversația nicăieri. Și ce am făcut? Am căutat pe telefon cu ce poți vorbi despre ce despre ce poți vorbi cu zodia care era ea. Am văzut că era vorba despre obiecte de astea foarte mici, dar confortabile. Și am început să vorbesc de lumânări parfumate, imediat s-o aprind și am început să-mi spună de ce chestii și-o da comandă și cum îi place și pe ce are parfumate. Adică te poți folosi, oarecum poate să aibă un impact astrologia, okay. Dacă o folosești așa. Bineînțeles că trebuie să lași loc de doubt. Exact. Să fie și, nu știu, anumite informații care nu se potrivesc neapărat. Da, sau să... Să te întrebi un pic. Da, exact. Adică să nu le iei chiar de bune. Poți să le încerci, să vezi dacă merge, e distractiv. Dacă nu, aia este. Adică nu... Nici exact. Nu trebuie să te arunci cu capul. Să nu iei 100% exact ce scrie acolo, că da. La fel, sunt multe site-uri, sunt multe persoane care spun că se ocupă de asta, poate unii cu studiu, alții fără. Și de asta trebuie să mai pui și sub semnul întrebării ce se spune în direcția asta. Chiar este o temă interesantă. Ne-ai făcut curioși și de ea. Vom putea vedea poate disertația ta expusă undeva? Da, va fi expusă. Uite, bine de știut. Și acum că ne apropiem ușor de finalul interviului, sunt curioasă poate pentru viitorul, poate pe termen lung, La ce te gândești pentru tine ca artistă? Ce planuri ai? Sunt sigură că este ceva la care țintești, la care te gândești că vrei să ajungi. După cum am mai spus, visul meu este să călătoresc în țări străine și să fiu plătită să pictez și să merg acolo. Deci vreau să aplic pentru proiecte de cercetare, burse de cercetare. Asta am în plan acum, dar din câte am observat, afli de oportunități pe parcurs. Eu nu știam de bursele astea în primii ani de facultate, am aflat abia la sfârșitul licenței. Și de aici sunt sigură că o să mai aflu și alte oportunități și n-am ceva stabilit. Îmi place să știu ce vreau, dar să nu
am deja drumul. Exact. Da, adică să poți... Cum ziceai și la început, ești și o persoană spontană, dar îți faci și un plan da. De lucru, poate uneori. Da. Uite, și asta se regăsește chiar și în alegerile de viitor până la urmă. Mm-hmm. Și sunt sigură că poate cei care se uită la noi și sunt și ei la început de drum, poate în domeniul acesta al artei, ar dori să audă câteva sfaturi, poate din experiența ta pentru ei. Ce sfaturi le-ai da pentru la ce să se aștepte, poate, din acest domeniu? Un sfat pe care le-aș da ar fi să lucreze foarte mult, individual, și să nu se dea după ceilalți care, bineînțeles că n-au atâta ambiție, adică cel mai bine e să se focuseze pe el și să caute ajutor de la experți, adică nu de la oricine, nu de la un coleg, de la un profesor mai degrabă care este în domeniu de ceva timp și el știe mai bine decât un coleg, să caute să se înscrie în tabere de creație, tot așa, cu Erasmus, cu burse Erasmus. Cam asta ar fi, de acolo ar vedea singur ce ar prinde încredere în sine, își perfecționează tehnica exersând atât de mult, adică de acolo deja și-ar face singur o idee. Exact. Și așa cum ai zis și tu, pe parcurs afli din ce în ce mai multe oportunități. Da, exact. Că vorbeam și înainte să începem interviul, că în prezent avem mai multe oportunități prin care să aflăm de ce am putea face pe viitor dacă suntem într-un domeniu artistic. Pentru că în trecut cumva era poate doar o opțiune știută și te demoralizai la un anumit și punct. Nici nu ești susținut de către ceilalți pentru că nici ei nu știu cum funcționează. Exact. Tocmai abia când ajungi aici și stai puțin, o să afli de fapt cum merg lucrurile. Dacă vrei și ești dispus să riști, că din nou e high risk, high reward, dar dacă ești dispus să riști, fă-o. Dacă nu ai timp să-ți schimbi domeniul, adică nu e... Exact, niciodată nu este prea târziu. Nu ești sabotat pe viață pentru că ai făcut un an de arte. Exact. Să știi că îți mulțumesc tare mult pentru această discuție. Mulțumesc și eu și mulțumesc pentru invitație. Alături de mine a fost Ana Stoica, pictor, iar eu vă recomand să vedeți ce lucrări face, poate chiar să mergeți la expozițiile ei, pentru că merită să fie susținută. De asemenea, vă rog să rămâneți alături de BZI Live. Noi ne vedem mâine, tot de la ora 16. Toate cele bune!